Avem în sfârșit WC-uri, cabine de plastic, mobile, pentru toată lumea, peste tot. Verzi, gri, albastre, mai late, mai înguste, pentru toate gusturile. Ieșiți din bloc, la colț e un WC-ul. La ieșirea din metrou e un WC-ul. La intrarea în parc e un WC-ul. Pe alei sunt aliniate WC-uri. Nu știu când au apărut, dar văd că proliferează și în curând am putea avea fiecare WC-ul nostru în oraș. N-ar fi minunat? Chiar dacă numai 3-4 mm de plastic despart de oraș micul imperiu pe care îl stăpânești de pe tron câteva minute. În tot Bucureștiul erau 4 WC-uri publice. În pasaj la universitate, la Gara de Nord, lângă podul Grant și lângă Palatul Telefoanelor. Gata cu coșmarurile de după bere. Trebuia să intru în 5 restaurante până acasă și să mănânc la fiecare măcar un mic 2 ca să pot folosi WC-ul. Așa am devenit obez. Vă spun, WC-urile astea sănătate curată. Plimbarea cu bicicleta prin București are acum o atracție nouă. Te uiți după WC-uri. Dispar unele, apar altele, se mută dintr-un loc în altul ca piesele de șah. Exact când ai nevoie de ele, sunt în celălalt capăt al orașului. Bă, ăsta mai stă mult, ce dracu o fi mâncat. Scrie pe ele ecotoalet. Se cheamă ecologice doar pentru că nu scot fum. Te iei după miros și descoperi locuri pe unde n-ai călcat niciodată, știute doar de urbaniștii primăriei. Așa am dat de statuia lui Cervantes în Piața Spaniei. Odihnindu-mă pe o anume bancă de pe alee, am văzut WC-ul. Și în spatele lui, țindu-se de o palmă, Cervantes. Stătea cu spatele la WC-ul, parcă tocmai își terminase treaba și a încremenit, văzând deodată atâta lume cu ochii pe el. Două bătrâne, de bună seamă femei aduse de mult la București de valul industrializării, când le întreb cine e împietritul, se uită lung una la alta. WC-ul ăsta e aici de alaltă ieri, dar statuia aia când o fi apărut? Se întreabă una. Cervantes va mai rămâne multă vreme nebăgat în seamă într-un oraș bântuit de nostalgia WC-ului din fundul curții.